luat în brațe și rugăciunea Tatăl nostru de la liturghia respectivă am spus-o eu. Atunci când vorbea, parcă chiar ne dădea pacea. În numele Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt. Amin. A avut încredere să-și pună mâinile și să spună: bine ai venit la lucru în via Domnului. Când îl vedea, îți transmitea o lumină și o stare de fericire. Se naște într-o familie de români la 17 mai 1919 în Carei. Tatăl funcționar la poștă, iar mama fiind casnică, născută butean. Copilăria și-o petrece, sigur, în preajma Careiului, cu copiii de etnie maghiară, română. Atunci a învățat foarte bine și limba maghiară. Pasul următor pe care îl face este liceul Emanuel Gojdu din Oradea, fiind și alumn al seminarului greco-catolic din Oradea, perioada în care frecventează și grupul de cercetași pe care l-a avut Biserica Greco-Catolică din Oradea. Ulterior, după 1990, își va aduce aminte cu drag de ieșirile în natură și ne va încuraja pe noi tinerii să continuăm să practicăm această frumoasă experiență de viață, experiență formativă de viață. În 1939 se înscrie la Academia Teologică din Oradea, pentru că simțea chemarea de a deveni preot. A avut șansa ca în acea perioadă să-l întâlnească pe unul dintre cei mai prolifici părinți spirituali pe care i-a avut, cred eu, România. Este vorba de părintele Gârleanu, franciscanul, care venise ca și misionar în eparhia de Oradea. Și iată că această întâlnire cu acest om providențial îl mobilizează pentru a deveni un bun preot. În februarie 1945 este hirotonit preot celib de către preasfințitul episcop martir Ioan Suciu și iată că de acum cariera preoțească își spune cuvântul, pentru că va sluji ca și preot și ca și profesor în seminar și în școala normală și în această perioadă va oficia liturghii și va înlocui preoți în Oradea și în jurul Oradei. Este trimis de preasfințitul episcop martir Valeriu Traian Frențiu la București pentru a mai face o specializare în ceea ce privește filologia. În fatidicul an 1948 era deja preot la Oradea și înlocuia, fusese trimis să înlocuiască pe preotul din Vadul Crișului. Acolo îl prinde momentul 1948 octombrie, când refuză să treacă la ortodoxism împreună cu credincioșii din parohia Vadul Crișului. Sigur, după desfințarea Bisericii Greco-Catolice se retrage și devine profesor de matematică la Valea Drăganului, activând în Tranișul Valea Drăganului în perioada 1949-1952. În această perioadă de ilegalitate a Bisericii Greco-Catolice este coptat în conducerea clandestină a episcopiei de către părintele Iuliu Hirția, hirotonit în secret episcop auxiliar de Oradea în iulie 1949. Dânsul, de fapt, a preluat destinele eparhiei de Oradea după o lungă perioadă de întrerupere, după acest mare hiatus care s-a întâmplat în istoria bisericii noastre, din timpul regimului comunist. A fost unul dintre cei care a suferit în acea perioadă, a fost unul dintre cei care a rămas în rezistență. Și chiar dacă era preot, pentru a-și câștiga viața, pentru a trăi demn și cu decență, a fost profesor.
Știu că era foarte un ca statură zdravănă așa, brunet, dânsul tot venea și ne întreba dacă aveam nevoie de ceva. Ajuta pe toată lumea din zona acolo, era, cum să spun, de și la nevoie și la că învăța, toată lumea știa că era domnul profesor. Pe preasfințitul Vasile Hosu l-am cunoscut ca profesor. Mi-a fost profesor în clasa 6, 7, 8, atunci când ne supraveghea la teză. Și mă uitam la el, se plimba prin casă și murmura ceva. Și am discutat cu colegii și unul mi-a spus, zice, se roagă. Zice, na, lumea credea că este călugăr, că este ceva deosebit. Și, în fine, prea puține lucruri se cunoșteau despre treaba aceasta, pentru că el era foarte discret și, bineînțeles că sluja Sfânta Liturghie în fiecare zi, dar singur, și ca să nu implice pe alții, sâmbăta și duminica și în sărbători, primea foarte mulți oaspeți, prieteni din copilărie, prieteni foarte buni, care aceia, așa s-a aflat ulterior, că erau singurii care asistau la Sfânta Liturghie, slujită de preasfinția sa. Dar preoția nu a uitat-o niciodată. A fost preot al Domnului și apoi a fost episcop al acestei eparhii, căreia i-a redat viața. Cu dânsul au început celebrările liturgice aici la Oradea, în mod liber. Cu dânsul a început construcția bisericii Maica Domnului. Cu dânsul a început școala teologică, s-a redeschis seminarul. Cu dânsul s-a redeschis liceul nostru. Cu dânsul s-au redeschis noile parohii. Dânsul a fost cel care a susținut preoții, dânsul a fost cel care a fost aproape de toți cei care au avut nevoie. Dânsul a fost aproape păstorul, cel care a avut grijă de oile sale, păstorul cel bun. Cu adevărat a fost un om bun. Aș putea spune, m-a surprins cât de cunoscător era al oamenilor. Puteai foarte multe să înveți de la el. El era acuzat în general de lumea de atunci că e prea bun. E prea bun și că nu are criterii și așa mai departe. El știa foarte bine marfa fiecăruia, o cunoștea foarte bine, dar el mergea pe principiul ăsta să fim buni și să încercăm să dăm o șansă fiecăruia, știi, să nu se plângă nimeni că n-ar fi beneficiat de... De aceea era extrem de generos așa și de binevoitor cu tot. O persoană cu totul deosebită, un om care a marcat destinele bisericii noastre. Dânsul a fost primul episcop consacrat după preasfințitul Iuliu Hirțea, care fusese consacrat în clandestinitate. Este cooptat de părintele Iuliu Hirțea pentru a-i deveni vicar spiritual. A fost la un moment dat de a vedea care este situația pe teren în zona Sălajului, a sonda terenul, cum era situația vis-a-vis de preoții care au trecut sau care n-au trecut la ortodoxism, de a se interesa de familiile celor care nu au trecut și de a-i ajuta. Iată că își ia misiunea în serios și merge la Șimleu. Se întâlnește cu preoții care au trecut sau cu care n-au trecut, sigur, erau
colegi, erau foști colegi de școală, de seminar. Securitatea a intrat pe fir și atunci părintele Vasile Hosu a fost luat și el în vizorul securității. Este arestat în 26 decembrie 1952 în așa zisul Lot Hirția, alături de alți preoți și alături de preasfințitul Iuliu Hirția și încarcerat în penitenciarul Oradea. În 1953, în iulie, întreg lotul Hirția este judecat și condamnat. Preasfințitul Vasile Hosu, primind o pedeapsă de 2 ani de detenție pentru, așa zis, o misiune de denunț. De fapt, n-a vrut să denunțe, n-a vrut să spună securității faptul că părintele Iuliu Hirția devenise episcop în secret. În 1954 este eliberat din închisoare, se reîntoarce la Tranișu, unde până în 1980 aproximativ este profesor de matematică, profesor de franceză și în această perioadă activitatea lui ca și preot și ca și credincios al Bisericii Greco-Catolice continuă în ilegalitate. Ține legătura cu preoții care nu au trecut, face drumuri în Moldova, în parohiile romano-catolice, pentru a aduce intenții și a ajuta familiile preoților căsătoriți. Organizează activități școlare și de divertisment cu tinerii și copiii care, sigur, erau atât din zona Traniș, cât și din alte zone. O mărturie deosebit de interesantă este faptul că în aceste tabere sau ieșiri în munții Apuseni, era un pătimici, un îndrăgostit de munte, au fost luați și fii de preoți greco-catolici, care unii au trecut sau care nu au trecut. Eu, fiind la Institutul de Proiectări Arhitectă, domnul Pescaru era foarte bun prieten cu acest domn profesor Hosu. Mi-a povestit că s-a întâmplat o dărâmare de deal, o surpare de deal, exact în zona unde am stat eu cu copiii când erau mici. Adică tot dealul s-a prăbălit peste casa lui Lelea Tătiana și a lui domnul profesor. Soțul lui Lelea Tătiana a murit, iar domnul profesor, ca o minune, a scăpat. Se spune că stătea întins în pat și când a venit necazul, efectiv patul s-a răsturnat și dânsul a rămas salvat în cutia patului. Am rămas foarte, ca o minune, s-a spus atunci, că așa a putut să scape cu viața. Am rămas cu o amintire frumoasă, pentru că domnul profesor, pe urmă am aflat după Revoluție, că dânsul era, de fapt, episcopul Hosu. Toată lumea a zis că uite ce minune s-a întâmplat acolo, cum să poată să scape exact în cutia patului de dormit. A fost așa că toată lumea s-a speriat, a alergat acolo ca să, n-o, să-i salveze. Dormea pe o canapea care s-a închis cumva peste el. Și o grindă care a căzut a avut o julitură la față, dar a ieșit de acolo fără nicio problemă. Și el spunea, vezi, zice, Dumnezeu m-a pedepsit pentru mândria mea și pentru faptul că am revenit la ceva material pe acest pământ. Era un personaj de remarcat. Și sătenii, mă rog, cu bunul lor simț de țărani, apreciau foarte mult modul cum se purta, cum îi ajuta cu orice probleme. Dacă au fost, de exemplu, elevi care s-au dus la Cluj la examene, n-au avut venituri, erau săraci, s-a dus cu ei. Țin minte că erau două eleve care s-au dus la liceu pedagogic, s-a dus cu ele și a stat până au terminat examenul și ulterior au fost colegi acolo la școală.
când au terminat studiile. Deci, de trebuie să spun că eu am cunoscut pe părinții Preasfințitului. Baciu Hosu, cum îi spuneam noi tatălui Preasfințitului, era administratorul gospodăriei episcopiei de acolo. Episcopia era mare pentru că partea asta dinspre liceu, unde acum este primăria, era grădina episcopiei. În spate aveau seră, aveau o grădină foarte mare și cu foarte mare autoritate domnul Hosu conducea toată această gospodărie. Era un om înalt, împunător, cu mustață mare, chiar îi povesteam întâlnirea mea Preasfințitului Hosu mult mai târziu și îmi spunea și avea o mustață de husar. Zic, da, o mustață de husar. Iar mama părintelui, mama Preasfințitului Hosu, lucra și dânsa acolo la gospodărie și atunci nu l-am cunoscut pe Preasfințitul. Știam că este student la teologie și chiar îmi aduc aminte momentul când a fost hirotonisit preot. Mergeam destul de des pe acolo, tata împrumuta cărți de la... și făceam un schimb de cărți cu părintele... cu părintele Tămâian și ne întâlneam destul de des, dar relația mai apropiată a fost sigur că da, după 90, când a fost numit episcop și am încercat cu toții să facem ceva, să pornim undeva, pentru că avantajul mare a fost că toți preoții greco-catolici din Oradea se întâlneau, se cunoșteau. Cunoscându-i pe toți și cunoscându-i și pe credincioși, a fost puțin mai ușor pentru Preasfințitul Vasile să închege o comunitate care pe urmă s-a extins. Și părerea mea este că una dintre marile realizări a fost readucerea Ordinului Franciscan la Oradea. Preasfințitul Vasile Hosu a fost cel care a pus piatra de temelie a Bisericii Mănăstirii Franciscane din cartierul Rogerius. Contribuția Preasfințitului Vasile Hosu aici este definitorie, pentru că știm bine că Mănăstirea Franciscană, de fapt, continuă tradiția pe care Preasfințitul Valeriu Traian Frențiu a început-o în anii 20, ai secolului 20, când i-a dus pe franciscan în eparhia de Oradea. A fost hirotonit de către Preasfințitul Cardinal Alexandru Todea, împreună cu actualul cardinal al nostru, Preafericitul Lucian, a fost o manifestare de credință cum rar s-a întâlnit în viața bisericii noastre. Au fost mii de credincioși acolo prezenți, au fost preoții, călugărițele, credincioșii care suferiseră în timpul regimului și acum vedeau că biserica renaște. Că piatra de pe mormântul bisericii noastre a fost ridicată și că a înviat din mormântul în care au încercat să o țină comuniștii. E, Preasfințitul Hosu a făcut acest lucru apoi la Oradea. A reușit să meargă prin parohie, a reușit să meargă prin cu preoții care erau la data respectivă și apoi a început să sfințească noi preoți, pentru că deschizând seminarul, a reușit să aibă băieți sau tineri sau mai puțin tineri de o anumită vârstă care studiaseră clandestin teologia, iar cu deschiderea oficială a teologiei dânsul a reușit să-i sfințească. Așa că atunci când am ajuns la Oradea, dieceza era, pot spune, stabilă. Viața mergea înainte, liceul funcționa, biserica de la Maica Domnului funcționa și multe alte biserici, din început, unele construcții de biserici în diverse orașe sau în sate de ale noastre, în parohii. Este episcopul care m-a sfințit. Practic, din acest punct de vedere, ca orice preot față de episcopul care l-a sfințit, îi sunt foarte dator, pentru că a avut încredere să-și pună mâinile și să spună: bine ai venit la lucru în via Domnului. Cred că toată lumea spune despre Preasfințitul Vasile că era un om foarte bun. A fost la un moment dat într-o vizită pastorală în județul Sălaj, în satul meu, în Balcău de Jos. Și o femeie foarte în vârstă,
o străbunică, nu a satului, să zicem așa, când l-a văzut, a spus, în viața mea n-am văzut un bătrân atât de frumos. Și nu se referea doar la, știu, aspectul fizic, ci când a salutat lumea, când a vorbit, când a celebrat, felul în care vorbea, felul în care se ruga. Apoi sigur că aceasta aduce și pe chip o anumită blândețe, o anumită frumusețe, această frumusețe interioară care se manifesta și în exterior. A fost atât de sinceră și de spontană această mărturie acestei credincioase despre dânsul. L-am cunoscut pe preasfinția sa Vasile Hosu după Revoluție, când biserica noastră a intrat în legalitate și noi, cei proveniți din familii greco-catolice, ne-am adunat în jurul păstorului nostru. De la început, toți am fost impresionați de personalitatea sa impunătoare. Spun în paranteză că sora mea îi spunea lordul. Când îl vedea, îți transmitea o lumină și o stare de fericire pe care o simțea. Prima mea interacțiune cu preasfințitul Hosu a fost, din câte mi-aduc aminte, după 86. Practic după 86 au fost autorizate, să zic așa, de către conducerea statului, liturghiile în limba română la Biserica Capucină, unde în acel moment era Părintele Budoi, dacă nu mă înșel, paroh. Și am fost trimis de tatăl meu la acel moment, care bineînțeles a făcut acest lucru la îndemnul bunicului meu, care era preot greco-catolic și ținea liturghiile aici în clandestinitate, acasă. Iar acolo ne s-a spus că vom începe să facem și niște ore de religie pentru pregătirea pentru prima Sfânta Împărtășanie. Și asta a fost primul moment în care l-am cunoscut pe preasfințitul Vasile Hosu, care știu că ne-a impresionat pe toți, era un domn înalt, cu părul cărunt, cu ochii albaștri, foarte calm. Într-un zi a fost chemat de preasfințitul Vasile și mi-a spus că vine sora Ionela de la București și se duce până la Stea de Vale, să vadă Stea de Vale. Și am plecat până la Stea de Vale și ne-am oprit la Izvorul Minunilor. Și acolo sora Ionela a urcat pe niște stânci și a chemat, Vasile, vine și tu. De-abia s-o tărât, că e bucată mare, se spune așa. Și a urcat până sus acolo și împreună a spus o rugăciune și a pus acolo un rozar. Și a spus, aici se va ridica o biserică. După pensionare, în 1986, se mută la Oradea și activează în secret ca și preot, activează în parohia romano-catolică Sfânta Maria de la fosta mănăstire a Capucinilor. Un detaliu aici foarte interesant este faptul că aici reușește să coaguleze, să consolideze un grup de tineri care ulterior se va dovedi de fapt un câmp fertil pentru vocațiile viitoare la preoție după 1990. În același an, 1986, este coptat în mod oficial, dar în secret, ca ordinarius al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, înlocuindu-l pe canonicul Tămâian, Coriolan Tămâian, care a preluat conducerea eparhiei după moartea preasfințitului Iuliu Hirția. În 1990 este cel care deschide larg porțile bisericii greco-catolice de aici din Oradea, preluând în primă fază fosta clădire a școlii normale, devenită liceu pedagogic, unde se deschide prima parohie greco-catolică din Oradea, parohia numărul 1, capela sau sala festivă, cum o cunosc cei care au frecventat-o după 1990.
Pentru cei care l-au cunoscut și își amintesc de el, este simbolul din anii 90, care în aceeași tonalitate cu cuvintele cardinalului Iuliu Hosu spunea: credința noastră este viața noastră. Dă drumul, să zic așa, unui suflu nou Bisericii Greco-Catolice, înființând tot felul de grupuri de tineri, oratoriul, cercetașii, alegria de la mănăstire, grupurile de tineri de la Șimleu, de la Carei, de la Beiuș. A făcut, pot să spun, niște fapte extraordinar de bune. Bine, bine știut fiind faptul și că entuziasmul anilor 90 a coagulat credincioșii în jurul acestui blând păstor pe care Oradea l-a avut. Foarte frumos ne explica Vechiul Testament, Noul Testament. Nu știu cum reușit să se facă rost de niște casete video în care ne arăta niște filme istorice făcute la Hollywood. A fost ceva așa deosebit și de-a dreptul impresionant. Preasfințitul Vasile Hosu, care era un pasionat de echipamentele de înregistrare și redare, dumnealui chiar a investit în această direcție, m-a chemat să particip și să mă implic în studioul pe care dorea să-l realizeze, un studio audio-video, un studio pe care ne-am dorit să-l facem și să, cu ajutorul lui sau prin intermediul lui, să înregistrăm evenimentele religioase din cadrul eparhiei de Oradea. După ce am constituit această mică echipă, ne-am apucat de treabă și în apartamentul dumnealui am început să punem aparatele în conexiune între ele și să lucrăm, să traducem și să înregistrăm materiale pe care mai apoi le-am difuzat și le-am proiectat atât în Capela Greco-Catolică de aici, din Oradea, cât și în alte parohii din țară. Preasfințitul Vasile Hosu întotdeauna era numit ca și pâinea caldă, pâinea lui Dumnezeu. Era, prin modul lui de a fi, o figură paternă, o figură familială care îi primea și întotdeauna pe toți care îi se adresau și avea întotdeauna o bună dispoziție în a-i asculta pe toți și în a face tot posibilul să-i ajute în nevoile pe care le avea. Noi, ca și studenți, când apelam la el, primul lucru care ne întreba era dacă ne este foame, dacă am mâncat și dacă avem ceva nevoie, urmând ca mai apoi să-i expunem problemele pe care le aveam. Preasfinția sa a cucerit întotdeauna prin bunătate, prin blândețe, oarecum într-un limbaj laic, am spune, prin bun simț. S-a aflat și dumnealui în cumpănă, deoarece era pasionat de științele exacte și dorea să devină pilot. De fapt, lucrul acesta la un moment dat s-a și întâmplat. Și tocmai dintr-o experiență a pilotajului, în timp ce se înălța cu avionul, și-a pus problema atingerii liniei orizontului și a văzut că acest lucru nu este posibil. Și atunci a făcut o comparație cu misiunea preotului, care reușește să atingă o altă linie a orizontului, acea întâlnirii omului cu Dumnezeu în sufletele noastre. Vorbesc dintr-un loc foarte drag preasfințitului Vasile, pentru că în urmă cu mulți ani și-a dorit o biserică în Oradea, în biserică în care nu au reușit să slujesc cu dânsul, am reușit doar să slujesc la catafalcul sfinției sale, pentru că aici a fost depus atunci când a plecat la Domnul. Cel mai bine l-am cunoscut atunci când trebuia să mă decid dacă mă voi hirotoni sau nu. Și eram pe punctul de a renunța după 4 ani de facultate, de a cere hirotonirea, pentru că eram conștient de limitele mele
și una dintre aceste limite era vocea, este încă, și preasfinția sa, într-o discuție, de fapt în mai multe discuții pe care le-am avut în biroul, casa, curia, pentru că toate erau într-un mic apartament de pe Iuliu Maniu, m-a încurajat și mi-a spus că ar fi bine totuși să merg mai departe, pentru că toate celelalte lucruri se vor rezolva. Și astfel am cerut hirotonirea ca și preot. Am avut și o anumită nedumerire la un moment dat în raportul cu dânsul, în sensul că eu am plecat la studii în Italia când dânsul era episcop și cu semnătura, cu recomandarea dânsului. Și la un moment dat, în Italia fiind, se punea, eram deja hirotonit preot și trebuia să primesc dreptul de la Roma de a putea celebra și în ritul latin, fiindcă în felul acesta ajutam comunitatea care mă susținea la studii. Și dânsul a fost cel care a obținut de la Roma această aprobare pentru mine și pe drumul de întoarcere spre casă ne-am întâlnit pe peronul gării din Verona, nu uit în veci momentul acesta, și sigur că și eu, ca orice tânăr, mă gândeam că voi continua, voi face cine știe ce studii, voi merge cine știe până unde. Și dânsul, cu aceeași bunătate, așa, mi-a zis: hai acasă că avem de lucru. Pot să o spun acum, privind în urmă, și nu, deja de mulți ani m-am convins de lucrul acesta, că acceptarea acestei chemări a episcopului, pe care eu am împlinit-o și am venit acasă, a fost urmată de o binecuvântare lui Dumnezeu, care nu cred că putea fi mai bună dacă mă duceam de capul meu. Și asta este unul dintre lucrurile care mi-au rămas ca o convingere. Am făcut o ascultare la momentul respectiv, care oarecum mergea împotriva dorințelor mele de moment, dar care apoi mi-a deschis nenumărate alte oportunități de a-L sluji pe Hristos și de a fi mulțumit că binecuvântarea Domnului prin îndemnul episcopului nu m-a părăsit niciodată. Să spun că un foarte important rol în liniștirea noastră și în pacea pe care am dobândit-o a venit chiar din partea preasfințitului. Nu-l cunoscusem înainte, dar participam atunci la slujbe și trebuie să știți că slujbele se țineau în aer liber sau în piață, pentru că nu ne fusese redate încă bisericile și, în consecință, participam din ce în ce mai mulți la aceste slujbe. Ceea ce am constatat chiar în primele săptămâni sau luni a fost faptul că a fost vocea preasfințitului. Avea o voce caldă, tandră, profundă și un ritm al vorbirii foarte armonios. Așa încât atunci când vorbea, parcă chiar ne dădea pacea, nu știu cum să spun. Și eram în neliniștile noastre și în vremurile nebune de atunci, pentru că toate erau la început. Asta a fost pentru noi un element, cum să zic, modelator. Acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Se impunea tocmai prin modul în care trăia Evanghelia. Se impunea prin bunătate. Genera respect în momentul în care interacționa cu cineva, chiar dacă
persoana respectivă nu împărtășea punctele de vedere. Și-a fixat acest obiectiv de a investi în Biserica Vie. Preasfințitul Vasile era un om de rugăciune, pentru că în unul astfel de discuții, uitându-se la ceas într-o dupămasă, spune, este ora 5, să mergem la liturghie. Și am coborât din apartamentul unde locuia și am mers în capelă. Încă slujbele se țineau în sala festivă a liceului de acum greco-catolic. Odată intrați în capelă, în sală, liturghia începuse de un minut sau două, s-a așezat în genunchi, în spatele scaunelor, și m-am așezat și eu lângă dânsul, în ideea că vom spune rugăciune și, pe urmă, vom participa la Sfânta Liturghie. Și cu coada ochiului am văzut că nu se mai ridică din genunchi. Și a stat în rugăciune toată liturghia. Mă dureau pe mine genunchii, tânăr fiind, aveam 24 de ani, mă dureau genunchii, dar am stat cu dânsul în rugăciune toată liturghia. Trăia slujbele, liturghia pe care o făcea, era un devotat al rugăciunilor, al rozarului și ne îndemna mereu să ne rugăm. Și nu doar că avem o datorie, în afară de datoria pe care o avem de a ne pomeni episcopii care ne-au consacrat, îl am în fiecare rugăciune, la fiecare liturghie, pentru că dânsul a fost episcopul meu consacrator. În anul 1996 l-am cunoscut pentru prima dată, m-am întâlnit personal cu preasfinția sa și a fost o primă întâlnire în care am simțit acea deschidere pe care o avea, acea viziune clară privitoare la viitorul bisericii și mai ales a timpurilor de început pe care preasfinția sa le-a inaugurat. În primul rând, eu personal am avut această experiență a învățământului, intrând, începând cu anul 1996, în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar de la Oradea, care fusese proaspăt înființat și, bineînțeles, țineam ore de specialitate și la Liceul Teologic Greco-Catolic. Două instituții care au început să funcționeze sub păstoria preasfinției sale și care reflectă începuturile bisericii care ieșea la lumină după perioada de catacombe și mai ales poartă și astăzi amprenta acelor începuturi și acelor speranțe și acele direcții pe care, în mod vizionar, preasfințitul Vasile Hosu a avut-o. Întâlnirea cu preasfințitul Vasile Hosu, pentru orice om care l-a cunoscut, era întâlnirea cu un om de o simplitate în comportament, cu o anume aură de sfințenie, de pace și de liniște, care iradia din interior. Era un suflet care se reflecta pur și simplu în trup și apoi poziția pe care o avea întotdeauna în discuții, de un calm desăvârșit, de o înțelepciune care reieșea întotdeauna prin cuvinte puține, simple, dar fiecare cuvânt avea o anume consistență care ieșea pur și simplu era rodul reflecției, putem spune, îndelungate a unui om care a meditat și care știa ce viziune are. Oricine a apelat la el pentru o recomandare, pentru asta, la toată lumea semna recomandările acestea și le dădea. Nu de multe ori mulți, cum am zis,
îl criticau. Rectorul ăsta, Brachez, îmi povestea odată legat de Vasile Hosu, zice, domnule, atitudinea lui e cea mai bună, pentru că vrea să facă binele. Vrea să facă binele. Uneori, poate că nu o merită unul sau altul, dar dacă face binele tuturor, până la urmă tot nimerește pe unul care merită, știi? Că alt riscul cel mai mare e să excluzi de la bine pe unul care merită. Și tu te încăpățânezi că nu îi dai posibilitatea asta, așa, e o mare eroare să nu faci binele cuiva. Deci asta ar zice că e marea lui, marele său merit. Ne simțeam și singuri, în special din ceea ce privește susținerea autorităților. Pentru că ajungeam în parohii unde grupuri de forță, să zicem așa, grupuri din parohiile ortodoxe, treceau inclusiv la gesturi de agresiune fizică și trăgeau jos ornatele de pe noi. Și, da, de aceea și la început, vedeți cum ziceam, Preasfințitul a spus să nu vă așteptați că veți fi domni. Veți veni, veți fi popi, veți fi domni într-o parohie. Ne așteaptă o muncă grea, o luptă grea pentru a putea repune pe picioare biserica noastră. Dânsul vedea cu încredere în viitor, dar în sensul trecerii prin suferință. Nu se aștepta la nimic triumfalist, la nimic de genul acesta, gata, acum suntem liberi, toate bisericile vor veni înapoi, credincioșii noștri vor veni înapoi, nu? Din acest punct de vedere era foarte, foarte prudent, era foarte cumpătat. Un detaliu semnificativ în ceea ce privește ecumenismul și relația de fraternitate pe care Preasfințitul Vasile Hosu a avut-o cu Biserica Ortodoxă este o întâmplare la Beznia sau Deluren, județul Bihor, unde atunci când s-a retrocedat Biserica Greco-Catolică din localitate, Preasfințitul Vasile Hosu a făcut o donație în bani pentru renovarea sau reabilitarea bisericii ortodoxe din localitate. Și asta spune, de fapt, foarte multe în ceea ce privește dorința acestui blând păstor de a trăi în pace cu frații ortodoxi. Avea o deschidere către dialogul ecumenic. Nu era o persoană conflictuală. Întotdeauna spunea, trebuie să fim împreună, trebuie să fim uniți, pentru ca lumea să creadă. A deschis șansele multora din generația mea pentru a studia, cum spuneam, în afară, pentru a înțelege și explica sensul religios al omului și în același timp pentru a cunoaște dinamica societății Europei Occidentale. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Simțeam și era conștient de importanța mijloacelor de comunicare socială în viața sau în pastorația pe care biserica o făcea. În timpul peregrinărilor sale prin străinătate a văzut nenumărate materiale produse de către anumite asociații care ajutau biserica, documentare foarte bine realizate care, prin predicarea care era transmisă în cadrul acestor documentare, se transmitea credința. Lumea se participa la aceste proiecții tocmai pentru că nu existau canale, alte canale, prin care să se întărească credința oamenilor și să le sature acea sete de cunoaștere pe care credincioșii o aveau și care le-a fost negată timp de atâția ani în timpul regimului comunist.
Dumnezeu ne dă șansa fiecare dintre noi să întâlnim oameni valoroși și pentru mine preasfințitul Vasile a fost un om deosebit. În 94 m-am îmbolnăvit foarte rău și el cu întreaga biserică s-a rugat pentru mine. Dar în boala mea am făcut o promisiune pe care dânsul a aflat-o și datorită dânsului am reușit să rezolv și să mă achit de această promisiune organizând primul meu pelerinaj la Lourdes împreună cu soțul meu și cu copiii mei. De atunci viața mea s-a schimbat foarte mult. Foarte multe pelerinaje am organizat în numele lui, preasfințitul Vasile. De câte ori am fost în pelerinaj, el a fost întotdeauna cu mine. Modestia și blândețea lui, iubirea de oameni, nu a știut să facă diferență între oameni. Pentru ei toți oamenii erau la fel. Era numit în cercul de credincioși din Oradea Mielul. Ridicați voi porțile cele veșnice și mai intra împăratul măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre cele veșnice. Preasfinția sa era un om care exprima foarte clar această viziune despre ce trebuie să fie învățământul și era conștient de faptul că suntem într-o perioadă de redeschidere a instituțiilor noastre de învățământ, o perioadă de redefinire a învățământului nostru teologic, greco-catolic și nu numai, învățământului în general, a tradiției învățământului greco-catolic și pot să spun că din acest punct de vedere era un vizionar. Consideră că tinerii sunt speranța și viitorul bisericii noastre. Cu atâta grijă se vedea în fond experiența dascălului de meserie care își iubește vocația de dascăl, de profesor, de învățător. A știut ca să transforme această înțelepciune a dascălului într-o moștenire care trebuie transmisă, dar în același timp lăsând și tinerilor această originalitate de a se manifesta ca tineri ai timpului în care trăiesc. Meritul cel mai mare a preasfințitului Vasile Hosu este acela de a fi făcut față greutăților începuturilor. În momentul în care Biserica greco-catolică ieșea la lumină, instituțiile fuseseră desființate în 1948, problemele patrimoniale privitoare la retrocedarea bunurilor care să permită practic funcționarea școlilor acestea, toate necesitau o luptă cu autoritățile, o prezență permanentă sufletească, dar și o intervenție plină de înțelepciune în acel hățiș legislativ și mai ales în acele incertitudini care se exprimau după anii 1990, când lucrurile încă nu erau clare, ori cu pași înceți, dar siguri, în mod programat, bine direcționați și tocmai cu înțelepciune direcționați în direcția asigurării unui viitor, toate acestea sunt meritul preasfinției sale. Fiind la gară, la stația de tramvai, l-am văzut pe preasfințitul Hosu alergând. Și atunci l-am oprit pe vatman și l-am rugat să încetinească și cu greu a urcat treptele și eu știam că nu e foarte sănătos atunci. Și l-am întrebat, preasfințite, câte mașini are episcopia? Și a zis, lasă, dragă, zice, că mi-am dus niște prieteni la tren, zice, dar când i-am dus cu taxiul. Alta era ideea. Ideea era că nu folosea
aceste, adică el nu voia să folosească aceste mașini. Forma mi-a explicat el în tramvai cum au nevoie preoții să meargă să spovedească și așa mai departe. Dar rețin această imagine a preasfințitului ca pe una foarte dragă. Era un om, un om care degaja simplitatea frumoasă și blândețea și tandrețea și căldura pe care copiii o simt primii. Iar noi o simțeam la slujbele pe care le făcea. Eu am simțit și au simțit și copiii cum că ne-a dat pacea prin vocea lui, prin modul lui de a vorbi, prin firescul relațiilor cu ceilalți, cu copiii, cu cei din preajmă, a rămas întipărit în mintea mea. Preasfințitul Hosu le spunea copiilor, dacă vă rugați și dacă vă purtați frumos, să știți că toate astea vin de la înger și îngerul e mereu lângă voi. Și atunci, țin minte că ăsta mic a întrebat, dar lângă mama și tata, zice, și ei au îngerii lor. Stai liniștit, zice, că și ei au îngerii lor. Cred că asta spunea, cum că îngerul e prezența luminoasă și care ne face să avem încredere, să fim deschiși, să fim mereu asigurați de ideea că suntem asigurați de o prezență sacră și că asta ne protejează și că asta ne luminează. Avea așa o imagine pentru copii, o imagine de bunic bun, de bunic blând, și cum copiii mei nu-și cunoscuseră bunicii care muriseră. Tatăl meu era și el preot și murise și pe cel mare l-a pregătit el pentru prima împărtășanie, dar pe cel mic n-a mai putut să, n-a mai beneficiat de asta. Așa că s-a întâmplat o mare bucurie pentru mine să fac această pregătire chiar cu preasfințitul, care mi-a fost foarte, foarte drag și apropiat, în sensul că apropiat cum era, cred, și am văzut cu toți cei din preajmă. Am participat încă de mic la liturghiile pe care le oficiam. Într-una dintre duminicile la care am participat, preasfințitul Vasile Hosu, văzându-mă foarte activ, m-a chemat către altar și a spus: astăzi tu vei spune Tatăl nostru. Și m-a luat în brațe și rugăciunea Tatăl nostru de la liturghia respectivă am spus-o eu. Poate că acum, cu ochii de adult, poate că o văd ca și chemarea lui Iisus: lăsați copiii să vină la mine. Aici, în slujbele, în pregătirea copiilor, în relațiile pe care le avea cu oamenii, foarte firești, îl vedeai pe stradă, așa, printre ceilalți, și faptul că făceam cu sfințenie și aduna din ce în ce mai mulți oameni la aceste slujbe, care gândiți-vă că se făcea în frig, afară. Deci noi nu aveam atunci posibilitatea să facem biserici, cum să zic, slujbele la interior. Se mai făceau la Sfânta Maria sau în curte la Sfânta Maria sau în piață, și veneam în piață și stăteam în piață la aceste slujbe și constatam că oamenii sunt din ce în ce mai mulți, cei care veneau și participau, că-i frig, că-i uneori stăteam cu umbrelele, dar nu se renunța la asta. Și până la urmă nu știu alte lucruri decât că mereu ne spunea că importantă este participarea noastră și participarea la slujbe și rugăciunea, și să ne rugăm mereu ca biserica noastră să primească înapoi ce avusese și să putem să ne desfășurăm toate aceste rugăciuni undeva în catedrala noastră, în bisericile noastre. Și cred că asta, cum să zic, sprijinul ăsta mai degrabă moral sau care îți dădea o forță interioară sau care îți întreținea dorința de a veni pe orice vreme la slujbe, era important. Copiii noștri au văzut chestia asta și cred că le-a rămas în minte
cum ne-a rămas și nouă. Era de o delicatiță și de o, și de o bunătate extraordinară. Nu puteai să vii cu o măsură mai aspră sau mai ăsta, că te liniștea imediat. Spunea cu vorba bună. Și vreau să spun ceva. Există două metode de a conduce o instituție, cu biciu sau cu vorba bună. Biciu trebuie, la anumiți oameni trebuie biciu, într-adevăr, dar la oamenii cum se cade și care vor să facă ceva, vorba bună e mai eficientă și cred că din punctul ăsta de vedere s-a văzut în ce a făcut Preasfințitul Vasile. În orice comunitate există niște nuclee tari. Niște nuclee tari în care credința s-a păstrat și s-a și transmis la descendenți. Asta este foarte important. În 1996 am luat legătura pentru prima dată cu membrii familiei mondiale Radio Maria și aceștia au venit în România, ne-am întâlnit cu Preasfințitul Vasile și cu acești membri, gândindu-ne cum am putea să facem posibil ca Radio Maria să funcționeze și în România. Acest lucru s-a realizat după 10 ani, în 2006. Providența a vrut ca, iată, să treacă 10 ani până când acest proiect a fost realizat. Trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Vasile Hosu ne-a marcat pe toți, dar mai mult decât trecerea sa la cele veșnice ne-a marcat interacțiunea cu Dumnealui, pentru că, așa cum spunea un înțelept evreu, Martin Buber, noi întâlnim pe ceilalți prin intermediul Harului lui Dumnezeu, iar această întâlnire a noastră, fiecăruia dintre noi cu Preasfințitul Vasile Hosu, a lăsat ceva adânc întipărit în viața, în ființa noastră, pentru că a fost pentru noi un model, un fel de tipar la care ne-am aliniat un pic viețile noastre și am învățat din modul său de a fi, din atitudinea pe care o manifesta în orice împrejurare, cum să abordăm sau să înfruntăm viața. Am fost cu toții oarecum bulversați de acest lucru neașteptat. Ne bucurăm că în timp ce se întâmplă acest lucru, păstorirea sau eparhia nu a rămas fără episcop. Între timp, Preasfințitul Virgil Bercea, care m-a și încurajat să continui în această direcție, audio-video, urmând să studiez radio și televiziune la o facultate din Italia, a fost cel care a preluat frâiele acestei episcopii, era deja implicat în viața eparhială și ne-a ajutat în permanență să continuăm această misiune pe care am început-o cu Dumnealui. A fost un om pașnic care a încercat să evite orice fel de conflict și un om al rugăciunii. Mi-aduc aminte când lucram la studio, chiar în apartamentul dânsului, el se ruga rozarul și acest lucru m-a fermecat, m-a fascinat, pentru că el spunea că se roagă ca ceea ce lucrăm noi acolo să iasă bine. Și asta mi-a dat un impuls mai mare în viață și o determinare mai mare ca ceea ce facem întotdeauna să facem de calitate și pentru mărirea lui Dumnezeu. Eu am ajuns aici în luna decembrie 1996. Am fost împreună doar 6 luni, așa a vrut Domnul. Dânsul nu era foarte sănătos, dar avea o deschidere față de oameni totală. Avea o, pot să spun fără să greșesc, o sfințenie a dânsului, care rar este dat să o vezi la oameni în viață. Avea o bunătate a dânsului, avea o înțelepciune a dânsului. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cerșețeam aceasta pe care ați făcut-o dreapta ta. Sfințenia nu este un concept abstract. Sfințenia este ceva care face parte din viața de zi cu zi a societății. Atunci când întâlnești oameni care sunt fideli cu ceea ce mărturisesc, întruchipat
această imagine a Sfințeniei, inclusiv prin expresia figurii domniei sale, un om blajin, un om care era predispus întotdeauna să asculte. Pot să spun că noi suntem aici niște binecuvântați cu preasfințiții pe care îi avem, pentru că aceeași voce blândă și caldă și liniștită o întâlnim și la preasfințitul Virgil și același mod de a privi firesc lucrurile, de a considera că sfințenia nu este așa un lucru pe care să, datorită căruia să privești de la înălțime, ci să privești oamenii în ochi, să le vorbești, să-i simți aproape, să-i faci să simtă că le ești aproape. Ajungând aici la Oradea, ne-am înțeles bine. Mi-a dat voie să fac orice, în limitele bunului simț, a orice. Mi-a dat voie ca să merg prin parohii, să cunosc preoții, i-am cerut voie ca să îi chem și pe rând i-am chemat pe toți preoții de la data respectivă și am stat de vorbă cu fiecare dintre dânsii. Și apoi, la sfârșit, i-am făcut un scurt rezumat și am spus concluziile mele și am propus să numim primii protopopi. Și a fost foarte de acord, s-a uitat la propunerile mele și a zis: părinte, pe aceștia aș fi vrut să-i pun și eu. M-am bucurat foarte mult că eram oarecum pe același gând. Mai mult sau mai puțin, protopopii care dânsul, de fapt, de anumit la data respectivă, sunt încă și cei pe care îi avem la ora actuală. Înzestrat de Dumnezeu cu multe daruri, preasfinția sa Vasile Hosu a uimit, a emoționat și a trezit admirația credincioșilor și a tuturor celor care l-au cunoscut. Că eu și că vorbesc plâng. Când după plecarea sa neașteptată dintre noi, eminența sa, cardinalul Lucian Mureșan, m-a spus, a venit la Oradea și în cuvântul său din Catedrala Sfântul Nicolae, care fusese deja recuperată, a evocat figura episcopului nostru, amintind imaginea unui sfânt. Orădenii spun că numai Dumnezeu a fost mai bun decât episcopul Vasile Hosu. Nu pot încheia această evocare fără să o citesc și pe iubita noastră colegă de curând de dispărută, Otilia Bălaș, care spune: ne plecăm genunchii ca să-i aducem în preasfinției sale Vasile Hosu omagiul nostru picurat cu lacrimi și umbăluit în rugăciune. Doamne, primește-l pe episcopul nostru printre sfinții tăi. În toate locurile, dânsul era de o delicatețe extraordinară, de un respect extraordinar față de mine, dar față de oricare persoană, față de preoți, față... I-a iubit într-o manieră cu totul specială. Atunci când dânsul a trecut la cele veșnice, eu aș fi dorit foarte mult la data respectivă să-l înmormântăm în catedrală, în criptă. Biserica, catedrală încă nu era revenită la noi. Am vorbit cu preasfințitul Ioan, episcop ortodox de la data respectivă, și nu a fost de acord. Am vorbit cu patriarhul, preafericitul Teoctist, la fel nu a fost de acord. Cu toate că s-ar fi putut intra în criptă fără să intrăm în catedrală. Oricum, nu s-a putut și a fost înmormântarea la Maica Domnului, lângă biserica pe care dânsul a construit-o. La fel a fost o manifestare de credință cu totul ieșită din comun, pentru că atunci ne-am dat seama cu toții cât de mult a fost iubit preasfințitul Vasile aici la Oradea. Fiindcă eu eram episcop coadiutor, odată cu trecerea dânsului la cele veșnice, eu am intrat direct ca și episcop eparhial. Și atunci când s-a putut, în 2007 îmi pare, am adus osemintele dânsului în catedrală. Și sunt bucuros și îi mulțumesc lui Dumnezeu că dânsul este acum la baza altarului și ne susține. De acolo, catedrala fiind maica tuturor bisericilor din eparhie, ne susține pe toți cu rugăciunile dânsului. Eu sunt convins că este în ceruri.
Și tocmai de aceea insist, eu am dorit în mod cu totul special să ne aducem aminte, acum la 25 de ani de la trecerea dânsului la cele veșnice, să ne aducem aminte la dânsul, de dânsul. Și să ne aducem aminte de dânsul în acest mod. A intrat în sufletele noastre ca la o rudă apropiată, ca la cineva foarte drag. Și ne-am bucurat foarte tare că lucrul acesta s-a petrecut și că a ajuns acolo unde trebuia să-i fie locul. Cred că fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Bunătatea și înseninătatea lui avea un suflet atât de curat, de inocent. Eu mulțumesc tuturor celor care îl poartă în gândurile lor cele mai bune, se roagă pentru dânsul și sunt convins că de dincolo de zări, dânsul se roagă pentru noi și priveghează asupra bisericii noastre. Bunul Dumnezeu să-i facă parte cu drepții acolo unde este, să nu ne uite, să fie alături de noi, mereu și întotdeauna. Este un moment nu de tristețe, pentru mine nu este un moment de tristețe, ci este un moment de bucurie. Totdeauna am spus faptul, mai ales când merge un preot sau cu atât mai mult un episcop, în casa Tatălui, la casa Tatălui, se reîntoarce la Tatăl, cel pe care l-a slujit o viață întreagă și acolo trăiește în bucuria veșnică. Și atunci cred că dânsul, de dincolo de nezări, ne transmite acea bucurie din care dânsul trăiește, ne transmite nouă. Ție-ți aducem de toate și pentru toate.